pentru Marian și Nicoleta. Spuneți împreună cu mine. După cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Și acum, cum ar fi să o spunem pentru noi, traducând versetul acesta, după cum am primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblăm în El. Dacă n-ar exista pericole pe cale, n-ar fi nici versetul acesta în Biblie. Și aș aminti doar două feluri de pericole. În primul rând, poți să fii pornit pe un drum greșit, să ai impresia că ești pe drumul bun. Imaginați-vă tragedia să ajungi la capătul drumului, în fața judecătorului și să se uite la tine cu ochii reci și să-ți spună: îmi pare rău, niciodată nu te-am cunoscut. Dar Doamne, dar noi am scos draci în numele Tău, am făcut minuni, îmi pare rău. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Sau cum ar fi de pildă să pornești pe drumul bun, plin de bucurie, și la un moment dat vocile care sunt în jur să te tragă de pe drumul bun, să te deturneze de pe el. Aduceți-vă aminte de un incident. Pavel ajunge prin Efes, întâlnește vreo 12 ucenici care erau foarte zeloși în religia lor și Pavel se bucură, găsește un număr de ucenici. Și le pune o întrebare: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. Deci, ăsta este drumul bun. Și ei se uită la Pavel, spune: nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt, dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și Pavel începe să le vorbească despre planul lui Dumnezeu. Ioan boteza cu botezul pocăinței. Tot ce putea el să facă pentru oameni este să-i conștientizeze de faptul că sunt păcătoși, dar nu putea să le ofere soluția. A venit întrupatul Fiul lui Dumnezeu să moară pentru păcatele noastre. Când au auzit ei lucrul acesta, spune textul, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos, păcatele le-au fost iertate, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în viața lor. Și așa a început umblarea lor pe drumul cel bun. Dar s-ar putea întâmpla, spuneam, să fi pornit pe drumul bun și să fi fost deturnat de pe cale. Versetul 4 din capitolul 2 din Coloseni: spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare. Sau versetul 8 din același text: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu o amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Azi îmi voi să aduc două biserici înaintea noastră care au fost deturnate de pe drumul bun. Cu alte cuvinte, un început bun nu garantează un sfârșit bun. Uitați-vă la Solomon și vă este suficient. Biserica din Galatia sau bisericile din Galatia au pornit bine. Au lăsat regulile religiei în care au crescut, s-au prins de Domnul Iisus Hristos. Dar au venit pe urmele lui Pavel iudaizatorii și au început să sape, să scurme toate lucrarea lui Pavel. Și el trebuie să le scrie, capitolul 1, versetul 6 din Galateni: mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Sau veniți cu mine la sfârșitul epistolei, capitolul 5, versetul 7, voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să nu umblați, să nu ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puținul luat face să dospească toată plămădeala. Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda oricine ar fi el. Sau dacă ați venit cu mine în epistola către Corinteni, uitați-vă cum începe Pavel prima sa epistolă. Eu, Pavel, și cu tovarășii lui, și versetul 2 continuă, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Primele cuvinte ale epistolei:
Fugiți repede cu mine până în ultimul capitol, capitolul 15, versetul 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Versetul următor spune, veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți, căci sunt unii dintre voi care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dragii mei, cum se poate ca unii care s-au întors la Domnul, crezând în înviere și în învierea lui Hristos, să ajungă să nege învierea morților și învierea lui Hristos? Și Pavel trebuie să încheie prima epistolă spunând, toți cei ce nu iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie anatema, dați Domnului spre nimicire. Există pericole? Scriptura confirmă faptul că așa este. De aceea îmi pun o întrebare, de unde pot să știu că sunt pe drumul cel bun? Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, continuă el în versetul 5 din textul nostru, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie, pe de o parte, la buna rânduială care domnește între voi, adică la felul în care vi s-au vindecat relațiile din pricina vindecării caracterului vostru, odată cu moartea voastră în Hristos și învierea voastră cu Hristos și din pricina credinței voastre în Domnul Iisus Hristos. Drumul bun începe cu legarea noastră de Domnul Iisus, cu intrarea într-o relație personală cu El. Când îl primesc pe El, crezând în El, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în mine transformarea caracterului meu. Dar caracterul este un lucru lăuntric pe care eu mă pot lăuda cu el, dar până când nu iese în relații, n-am de unde să știu ce s-a întâmplat în mine. În momentul în care Pavel vede dragostea lor pentru toți sfinții, atunci are garanția unei credințe vii, unei credințe ancorate în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea poate să continue în versetul 6, astfel, dar după cum ați primit pe Domnul Iisus Hristos, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea, în credință, cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Priviți o clipă schema textului nostru. Am plecat de la versetul 6, este un verset în mijloc, l-am pus în galben, aveți o săgeată mare în dreptul lui. Observați, versetul nostru este flancat de dovezile care îl fac pe Pavel să spună, sunteți pe drumul bun, continuați-vă alergarea. Versetul 5, cum l-ați primit pe Hristos. Versetul 7, cum să vă continuați alergarea. Dar versetele periferice, 4 și 8, sunt atenționări. Nimeni să nu vă înșele cu vorbirea măgitoare, nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu învățăturile începătoare ale lumii, cu datinile omenești. Întrebarea mea este în ce cred, în ce constă religia mea? Dacă religia mea nu este Domnul Iisus Hristos, punct, moartea și învierea Lui, dacă am nevoie de o mulțime de alte cojoace cu care să îmblac Evanghelia, întrebarea mea este, nu cumva mi s-a vândut ceva ce nu satisface, nu mulțumește? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos în noi este nădejdea slavei. De aceea spune Pavel, după cum l-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El. Dar ca să poți umbla în El, trebuie să-L fi primit pe El mai întâi. Dar de ce pe El? Pentru că în El locuiește, trupește, versetele 9 și 10 de sublinie, toată plinătatea Dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Ca să nu fim înșelați, să nu fim deturnați de pe cale, trebuie să rămânem statornici în credința în Domnul Iisus Hristos și perseverenți pe cale. După cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El. Dar cum ar fi să transform textul într-o întrebare? Pentru că în lume există foarte multe oferte.
mai ales în lumea în care trăim noi. Este o lume complicată, complexă, cu o varietate incredibilă. Toată lumea se înghesuie ca la piață să te ofere calea spre Dumnezeu, calea spre slavă. Pe vremea Apostolului Pavel lucrurile au mai simple, era întuneric și lumină. Și textul spune, v-ați întors de la idoli la Dumnezeul cel viu ca să slujiți Dumnezeului celui viu. E adevărat că lumea religioasă a vremii respective era o lume complicată, ca în zilele noastre, dar Evanghelia pe care o propovăduia Pavel era un lucru absolut nou. O taină care fusese ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui apostoli și proroci, slujitorilor lui Hristos. Și această taină, când a fost propovăduită, oamenii din mâzga aceea religiilor lumii respective l-au îmbrățișat pe Hristos. S-au rupt din spațiul acela religios și au simțit păcatele iertate, trecutul, dragii mei, spălat. Oameni noi, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar veniți în lumea noastră. În lumea noastră lucrurile sunt mult mai complicate. Afară de ateii care nu cred în Dumnezeu și o proclamă gura mare, majoritatea dintre noi, până și în recensământ, spune, o, suntem drept credincioși. Uitați-vă la varietatea de oferte care se află în jurul nostru. O spun, am repetat-o și o voi repeta cât voi trăi. Religia nu mântuiește pe nimeni. Religia este o strungă pe care ne-am creat-o noi să ne deosebim de ceilalți. Hristos este singura cale spre Dumnezeu. Și nădăjduiesc ca în toate celelalte cercuri Hristos să fie elementul central, nimic altceva. Dacă noi avem totul de plin în Hristos, orice am adăugat la Hristos, îl pierdem pe Hristos. Și de aceea Pavel a socotit toate lucrurile câștigate în domeniul religiei lui, ca pe un gunoi, ca să-L câștige pe Hristos, să aibă parte de moștenire împreună cu Hristos. Când pornim în viață și golul acela după Dumnezeu, care este în fiecare dintre noi și oriunde te duce în istorie sau pe glob, oamenii caută ceva, doresc ceva. Cum spunea Nicoleta, am început să primesc hrana despre care nici nu știam că am nevoie. Era un gol și este un gol în fiecare dintre noi. Noi ne deschidem pentru ofertele care ni se fac. Iar după ce ne-am deschis și am pornit pe drum și suntem confruntați cu o întrebare ca cea de astăzi, oare cum l-ai primit pe Hristos? Pe El l-ai primit sau ai primit o religie? Răspunsul nostru instinctual este, cum aș putea să-mi las religia? Religia strămoșească, tradiția, părinții mei, bunicii mei, toți au fost în ea, ce-i rău cu ea? La urma urmelor, nu toate drumurile duc la Dumnezeu. O fi adevărat dictonul în Imperiul Roman, toate drumurile duc la Roma, dar Scriptura spune, este un singur drum spre Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Domnul Iisus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oare de ce le spune Pavel corintenilor care au fost deturnați de pe drum din pricina plăcerilor acestei lume, a filozofiilor greciei antice, a păcatelor și ispitelor care îi încolțeau? De ce le scrie în a doua epistolă, în ultimul capitol, cerându-le pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți nu în religie, ei erau, ci în credința în Hristos, în credință. Pe voi și vă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Observați, un singur lucru trebuiește, Iisus Hristos în noi, doar Hristos în noi, nădejdea slavei. De unde să știu că am apucat-o pe drumul cel bun? Duminica trecută, zugrăvindu-L pe Domnul Iisus, legându-L prin prepoziții în toate realitățile de care îl aparține, în raport cu Universul, în raport cu căpetenile și domniile lumii întunericului, în raport cu Biserica, în raport cu tine, în raport cu mine, Pavel a zugrăvit patru tablouri care ne ajută să ne urmărim într-un fel calea noastră spre Dumnezeu. Și aș vrea să te privești în ele și să te identifici undeva pe acest parcurs. Dragii mei, dacă nici măcar în fața primului tablou nu te-ai oprit, cu siguranță ești în împărăția întunericului, n-ai nimic a face cu Dumnezeu. În primul tablou suntem noi în fața Domnului Iisus Hristos. El nu ne cere să-L primim legați la ochi, fără să punem întrebări.
Nicoleta, bine ai făcut, că nu te-ai grăbit. Dar după ce l-ai întors pe toate fețele și ai pus toate întrebările pe care le ai și el începe să-ți răspundă prin Scriptură la ele, la un moment dat scena se schimbă. În loc ca tu să stai în fața lui întrebător, el stă în fața ta așteptând răspunsul tău, decizia ta. Da sau nu? Îl primești pe el sau respingi pe el? Crezi în el sau nu crezi în el? Decizia asta trebuie să o fi luat personal, trebuie să identifici în viața ta momentul acela. Marian, caută-l în viața ta, știu că nu e simplu. La fel a fost și cu mine, am crescut într-o familie creștină. Dar a fost un moment în care, după ce l-am întors pe toate fețele, am pus toate întrebările, câte am știut să le pun cu mintea mea la 21 de ani, i-am zis, da, Doamne Iisuse, și l-am mărturisit ca Domn și Hristos. În momentul acela, scena se schimbă. În loc să stăm unul în fața celuilalt, stăm unul alături de celălalt. Spuneam data trecută, cam lădița în viță, trăind din viața care este în Hristos, beneficiind de binecuvântările care mi-au fost câștigate prin jertfa și lucrarea Domnului Iisus Hristos și care continuă prin lucrarea Lui de mare preot. Dar dacă m-aș opri în al treilea tablou, unde se opresc majoritatea celor ce îl caută pe Domnul Iisus sau pe Dumnezeu, dragii mei, n-aș fi diferit prea mult de un idolatru. Pentru că și acolo, în religiile păgâne, oamenii își făureau Dumnezei ca să tragă un folos din el. Dacă n-a venit momentul să mă uit la cel care mă binecuvintează, să recunosc ca Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, și să spun ca Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dacă nu m-am dat Lui ca prin mine să lărgească împărăția Lui, încă nu mi-am terminat alergarea. Dragii mei, doar celor care au pornit în felul acesta pe drum, le spune Pavel, așa după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Perseverența pe drum, cu care ne lăudăm foarte mulți dintre noi, este o virtute doar dacă ești pe drumul bun. Dacă nu ești pe drumul bun, este o nebunie. Pentru că te vei pomeni înaintea judecătorului, Matei capitolul 7, versetul 21, Doamne, Doamne! Și el îți va spune, îmi pare rău, niciodată nu te-am cunoscut. Niciodată nu te-am cunoscut. Dar de unde știe Pavel că cei cărora le scrie, măcar că nici nu i-a văzut în față în față, deci nu erau cunoștințe, Pavel nu le propovăduise în mod direct, Epafras a făcut lucrul acesta, dar de unde știau că erau pe drumul bun? Deschideți cu mine un pic cercul și veniți la versetele care flanchează versetul 6. În versetul 5, Pavel spune, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus, așa să și umblați în El, versetul 6, și versetul pe urmă, sau versetul 4 și versetul 6, și aș vrea să răstorn versetul, să-l transform într-o întrebare. Cum l-ați primit pe Hristos Iisus? Versetul 5. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie buna rânduială care domnește între voi și tăria credinței voastre. Spuneam că în momentul în care cineva crede în Dumnezeu, se întâmplă două lucruri. În primul rând, el apucă o foame după Dumnezeu, o căutare după Dumnezeu și el nu poate fi găsit în Scripturi, decât în Scripturi. Dar în al doilea rând, credința asta în el începe să-l transforme și se transformă relațiile. Observați, când mă înstrăinesc de Dumnezeu, mă înstrăinesc de mine însumi și de semeni. Asta este tripla alienare a omului înstrăinat de Dumnezeu. Când m-a găsit Dumnezeu sau l-am găsit pe Dumnezeu, mă regăsesc pe mine însumi, începe lucrarea aceea lui tainică în mine și dintr-o dată încep să-i regăsesc pe ceilalți, să mi se vindece relațiile. Pavel a auzit despre dragostea lui, dragostea lor în Duhul pentru toți sfinții. Și el a avut dovada clară a faptului că ei au avut o credință autentică, o credință ancorată în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă cum și-a început el scrisoarea, capitolul 1, versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne neîncetat pentru voi,
de când am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Asta era într-un fel certitudinea lui Pavel când privește înapoi în viața colosenilor. Deci colosenii au crezut în Domnul Iisus și l-au primit pe Domnul Iisus. Dovada era viața și relația lor schimbată. Dragii mei, dacă Pavel n-ar fi avut această certitudine cu privire la începutul lor bun, n-ar fi zis, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Dar el nu se mulțumește doar cu o privire în urmă, ca să tragi o dreaptă, linia bună, drumul bun, calea bună, trebuie să ai cel puțin două puncte. Pe de o parte privește în urmă, pe de altă parte privește înainte. Versetul 7. Să și umblați în El cum? Fiind înrădăcinați, zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri, sporind în credință cu mulțumiri către Dumnezeu. Calea credinței, a spus-o Marian, a spus-o Nicoleta, dragii mei, pentru niciunul dintre ei, pentru niciunul dintre noi, nu este lipsit de pericole. Dacă n-ar fi vânturi și furtuni, n-ar trebui să fiu înrădăcinat și zidit în Hristos și întărit în El, prin credință. Metaforele îmi sugerează în primul rând un stejar. Un stejar care este înrădăcinat în solul din care a crescut. Și priviți-l, vă rog, în cele mai aspre vânturi și furtuni. Îi se mișcă coroana, poate să mai rup din cregi, dar el stă vertical. Rădăcinile, în schimb, nu sunt suficiente doar să țină stejarul, ci trebuie să-și hrănească întregul edificiu. Și asta face Hristos. Pe de o parte, când l-ai primit pe El și ai fost înrădăcinat în El, El te ține și te hrănește. Și te crește și te transformă într-un chipul și asemănarea Lui. Dragii mei, vânturile sunt reale în viața creștinului. Ascultați ce scrie Pavel Efesenilor în capitolul 4, versetul 14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. M-aș opri pentru o paranteză. Dragii mei, foarte mulți dintre noi dorim să avem o viață mai sfântă, mai apropiată de Domnul, având experiențe reale cu El. Și în dorința noastră de mai multă sfințire, ne deschidem pentru tot ceea ce este în jurul nostru. Și auzim de experiențe, și auzim de învățături. Și cu bună intenție o luăm într-o parte sau în alta. Observați ce scrie Pavel Efesenilor, să nu mai fim copii purtați încoace și încolo, de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele și avem o singură țintă, Hristos, capul, să ajungem la cel ce este capul, adică la Hristos. Când ești înrădăcinat în Hristos, întărit prin credință după învățăturile care ne sunt date în Sfintele Scripturi. Nu trebuie să pleci urechea la toate vânturile de învățătură. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea amăgitoare. Ce lucru le-ai spus Pavel în versetele precedente? Ați-mi voie să citesc versetele 1 la 3 din capitolul 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea, pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile priceperii, da, de pricepere, plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Spun lucrul acesta, dacă în Hristos avem totul, nu ne trebuie nimic în afara Lui. Dragii mei, pe El ar trebui să-L facem obiectul studiului nostru, dorința de a-L cunoaște, de a cunoaște părtășia suferințelor Lui și puterea învierii Lui și să ne facem, dacă vom putea, spune Pavel, asemenea
cu El cel înviat din morți. Nimeni să nu vă înșele, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Calea cea bună este calea credinței în Domnul Iisus Hristos. Calea cea bună a credinței este cea în Domnul Iisus Hristos. Cum se definește acest drum al credinței? Spuneam dimineață că am doi prieteni, trăiesc în Austria, care au fost pe malul oceanului când a fost acel tsunami care a mânurat aproape 300.000 de oameni. Să le auzi istoria, te îngrozești. Prin mila lui Dumnezeu, tatăl cu cei doi copii a reușit să fugă și când l-a luat apa și l-a trântit, l-a urcat până la etajul 3 a hotelului în care intraseră și s-au prins cu toții trei de ceva. Imaginați-vă groaza. Soția lui s-a pomenit într-un vârf de palmier, îmbrățișând cu putere, în nădejdea că palmierul va ține. Acum, nu putem repeta experiența nimănui, dar închideți-vă ochii și lăsați-vă imaginația să brodeze o poveste. Imaginați-vă că sunteți în mijlocul unui uragan și vântul, ploile, furtuna, voiașii vă poartă în derivă ca pe un pai. Și la un moment dat, în disperarea ta, te apuci de ceva. În câteva fracțiuni de secundă îți dai seama că e o stâncă. Inima se liniștește și îți spui, în sfârșit sunt în siguranță. Și așa trec minutele, în schimb puterile încep să-ți piară sub biciuirea valurilor și a vântului și degetele încep să descleșteze și certitudinea de mai înainte se transformă în teamă și angoasă și frică și te întrebi, ce-i credința? Pentru foarte mulți dintre noi, credința este acest efort disperat de a te ține de Hristos. Un efort disperat de a te ține de Hristos. Partea noastră este reală. Trebuie să te ții de capul care este Hristos, ne spune Pavel în Coloseni. Dar cred că în zilele noastre sunt foarte mulți oameni care amână intrarea într-o relație cu Hristos. Nu sunt pregătit. Cam asta este argumentul care îl aud urechile mele foarte des. Nu sunt pregătit. Știu că nu o să mă pot ține. E adevărat, nu o să te poți ține. Lupta este pe viață și pe moarte. Și Scriptura spune cinstit și clar, nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și Petru adaugă, fiți treji, vegheați, potrivnicul vostru, diavolul, de târcoale, ca un leu, căutând nu pe cine să sperie, pe cine să înghită. Lupta e pe viață și pe moarte. Și de aceea este normal să spui întrebarea, dacă m-am apucat de Hristos, oare prin eforturile mele mă pot ține de El? Iată cum definește Scriptura, credința. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Nu știu ce se degajă pentru dumneavoastră din textul acesta, l-aveți înaintea voastră. Angoasă, incertitudini sau odihnă și liniște? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Eu simt o liniște și simt odihnă când citesc versetul acesta. Simt o siguranță și mă întreb, de unde vine ea? Mă întorc la povestea mea. M-am apucat de stâncă, puterile îmi slăbesc, degetele mi se descleștează și calculez secundele în care vântul mă va lua. Și s-a terminat. Și în momentul acela, stânca îmi vorbește. N-ai vrea să te ajut. Eu tresar. Și îmi dau seama că are mâini. Și îmi spun, nădejdea renăscând în mine, dacă m-ar ajuta, aș fi scăpat.
Stânca sigur nu se mișcă, dar oare vrea să mă ajute? Oare poate să mă ajute? Ce-i credința? Este credința doar efortul meu disperat de a mă ține de Hristos și de aceea bine faci că nu-ți legi viața de El. Oricum, nu o să te poți ține. Dar dacă nu asta este credința biblică, atunci trebuie să o redefinești. Credința, cred că, implică acest dialog între mine, cel disperat, agățat de stâncă și stânca pe care vânturile și valurile nu pot mișca și care are mâini și o persoană și mă poate ține și putem avea o relație personală între noi. Dar în mintea mea vin întrebările. De acum dialogul nu este cu mine însumi, ci este între mine și stânca respectivă. Oare vrea să mă ajute? Oare poate să mă ajute? Dacă poți da răspuns la aceste două întrebări, ai definit credința biblică. Oare vrea să mă ajute? Ascultați-l pe Pavel vorbind despre Dumnezeu care a pus în mișcare planul mântuirii. Căci Dumnezeu a vrut, a voit ca toată plinătatea să locuiască în El, în Hristos Iisus, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Furtuna mâniei lui Dumnezeu a fost potolită prin sângele crucii Fiului Său, pentru că Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și versetul 21 continuă în capitolul 1. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu sfinți și fără prihană și fără vină, negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Oare vrea stânca să mă ajute? Când ai îndoiel, privește la cruce. Ascultați-l pe Pavel vorbind despre ce vrea Dumnezeu. Roman capitolul 8, începând cu versetul 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte temerea lumii, atunci alcătuit Dumnezeu, planurile în sine însuși, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat i-a și socotit neprieniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprieniți i-a și proslăvit. Spuneți-mi, lipsește vreo verigă din planul lui Dumnezeu? Versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Vrea? Amin. Dar poate? De atâtea ori l-am dezamăgit. De atâtea ori i-am întors spatele. Oare mă mai poate ierta? Mă mai poate ține? Ascultați rugăciunea lui Pavel pentru Efeseni. Colosenii nu erau departe. Două scrisori scrise deodată din aceeași temniță. Versetul 17 din capitolul 1. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de pricepere, de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Dumnezeu nu pune un plan în acțiune fără să aibă puterea și voința să-L ducă la îndeplinire în viața ta. Care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, ce se întâmplă cu tine mergând spre această țintă, cum ești transformat din slavă în slavă într-un chipul Lui Hristos. Dar ascultați versetul 19 și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale. Și ca să pricepi
Că Dumnezeu poate, Pavel continuă, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Dumnezeu L-a înviat din morți prin nemărgita Lui putere și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locul măririi. Și ce face Hristos acolo? Dar El, fiindcă trăiește în veac, Evrei, capitolul 7, versetele 24 și 25, are o preoție care nu trece, nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Adică pe cei care și-au fixat pe Hristos ca singură țintă și nu mai sunt duși încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia și șiretenia oamenilor. Poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dragii mei, ori de câte ori îmi cer iertare, eu am un avocat în ceruri care se ridică în fața completului de judecată și cu semnele cuielor în mâini și în picioare pledează cauza mea. Tată, iartă-l, i-am plătit păcatele. Cunoaște cineva o cale mai bună? Ascultați-L pe Domnul Iisus vorbind cu potrivnicii Lui câtă vreme a stat pe pământ. Ioan, capitolul 10, versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le chem, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică și în viac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu, eu și Tatăl. Una suntem. Să închei povestea. Stânca este Hristos, cel întrupat, răstignit sub Pilat din pont, aruncat într-un mormânt și înviat a treia zi din morți. Înălțat la slavă, care șade la dreapta scaunului de domnie al măririi și mijlocește pentru mine. Spuneți-mi, după tot prețul plătit de Dumnezeu prin Fiul Său, aș mai putea pune sub semnul întrebării faptul că El vrea? Dar dacă L-aș cunoaște pe Dumnezeu și pe Hristos, aș putea să mă întreb dacă El poate? E o stâncă ce de veacuri stă în valuri ca un far. Adăpost al oricărui suflet care-i dus de al vieții val. Problema este că stânca e acolo, eu aș fi putut trece pe lângă în deriva mea, fără să mă apuc de ea. Ce mare har! Se pot zice, stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Și acum stăm, veniți să cântăm cântarea aceasta.